Trei terase ard în zona de promenadă a stațiunii Mamaia. Acolo a izbucnit de câteva ore un incendiu de proporții pe care 50 de pompieri încearcă în aceste momente să-l stingă. Însă locul este plin de mobilier din lemn, iar apa din hidranți nu are presiune. Terasa care arde este în apropierea cazinoului din Mamaia, lângă promenadă. Polițiștii încearcă să țină turiștii la distanță, ca să-i protejeze. Bucăți din construcție cad în flăcări. Secvențele sunt surprinse până să ajungă pompierii. Unii turiști filmează dezastrul, alții ajută la strângerea meselor teraselor din apropiere. O a treia categorie asistă, ca la un spectacol. Din interior se aud pocnete, ca și cum ceva ar exploda. Între timp, focul se extinde la alte două terase. O dronă filmează de la înălțime dezastrul. Imagini sunt surprinse și dintr-un elicopter. Fumul se vede și din oraș. Da, uite ce arde la mama. Ma. Alertați prin 112, pompierii sosesc cu 4 autospeciale și o autoscară. Intervenția este îngreunată de mulțimea adunată la fața locului. În plus, apa din hidranți nu avea presiune. Am intervenit cu un total de aproximativ 50 de pompieri. Există hidranți în zonă. Problema a fost faptul că nu era presiune suficient de mare pe aceștia. Deocamdată, cauza incendiului nu a putut fi stabilită. Fetele au spus că au auzit ceva în tavan, le-a căzut pe plită din tavan. Și de aici a pornit totul. Lumea spune că ar fi de la coșul de fum, coșul de evacuare de la bucătărie. Și săracul patron umbla după angajat să-i scoată pe toți, să nu-l mai interesa nimic, măcar să iasă oamenii. Pompierii sunt și acum în zonă. Incendiul nu a făcut victime. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.